ultima toamnă a lui Alex. Erau zile calde de septembrie. Toamna intra sfioasă în drepturile ei. Abia atingându-se de frunzele de pe copaci, ea desena pe ele ornamentele sale, colorându-le în nuanță cafenie, galbenă, portocalie și chiar roșie. Lângă o casă nu prea mare, care aparținea familiei Ivnev, se jucau în bună înțelegere câțiva copii. Unii își aruncau mingea vesel, alții săreau coarda și râdeau bucuroși. Odată cu lăsarea serii, curtea rămase pustie într-o clipă. Copiii alergară în casă. Ați flămânzit? Îi întrebă amabil tante Valentina. Spălați-vă mai repede pe mâini și veniți la masă. Alex, cheamă-i pe cei mai mici. În jurul unei mese încăpătoare se aranjară 7 copii. Cel mai mare, Alex, împlinise 14 ani, iar cea mai mică, Anita, 1 an. Copiii au început să mănânce cu poftă cartofii prăjiți și laptele proaspăt. Doar Alex, sprijinindu-și capul cu mâna, înșira cu furculița felioarele crocante. Nu dorea să mănânce, avea o puternică durere de cap. Nu e nimic, mă va durea și îmi va trece, se liniștea el, nu e prima dată. Abia aștepta sfârșitul cinei. Dorea mai repede să meargă în camera sa, să-și îngroape capul în pernă ca să nu audă și să nu vadă nimic. Părinții Ivnev plecaseră în concediu și copiii erau supravegheați de sora mamei lor, tanti Valentina. Cu ea era interesant. Serile le citea povestiri, la cine întotdeauna, la dorința copiilor, prăjea cartofi foarte gustoși. Totuși Alex aștepta cu nerăbdare întoarcerea părinților. I se părea că lângă mama capul nu-l durea atât de tare. Dimineața, cum numai primele raze de soare au lunecat pe pereții dormitorului, tanti începu să-i trezească pe școlari. Bună dimineața, copilași! E timpul de sculare! Nu trecuse nicio oră și copiii deja se grăbeau spre școală. La lecția a doua, pe Alex din nou începu să-l doară capul. O slăbiciune neplăcută îi se împrăștia prin tot trupul. La recreația cea mare, el merse la punctul medical. Sora medicală i-a dat un medicament și lui Alex îi se făcu mai ușor. Seara, băiatul din nou se juca cu copiii afară. Iar peste câteva zile, lui Alex îi se făcu atât de rău că nu putu să meargă la școală. Tanti Valentina chemă medicul. Examinându-l pe Alex, medicul nu descoperi nimic deosebit. Probabil, băiatul e supraobosit, trase el concluzia. Cu fiecare zi, Alex se simțea tot mai rău. Îngrijorată de starea lui, tanti Valentina merse cu el la policlinică. Îndată, băiatul a fost internat pentru examinare. La spital, lui Alex nu îi se făcea mai ușor. În așteptarea rezultatelor, tanti Valentina rugă biserica să se roage pentru sănătatea lui Alex. Acasă, copiii într-una îi aminteau: tanti Valentina, haideți să ne rugăm pentru Alex. În fiecare zi, venind în salonul spitalului, tanti Valentina îl aștepta cu o neliniște tainică pe medicul curant. Sosi o nouă săptămână. Petrecându-i pe copiii la școală, tanti Valentina se îndreptă spre spitalul Oreșenesc. Alex o aștepta deja. În ochii lui mari se oglindea durerea, când a întrebat-o speriat: mă voi vindeca? Tanti Valentina se ischivă de la răspuns. Ea a început să-i povestească cum s-a petrecut adunarea de duminică, întâlnirea cu adolescenții, i-a transmis lui Alex salutări de la prieteni, numindu-i pe toți. Apoi i-a spus despre lucrurile casnice. Pe fața palidă a lui Alex se ivi un zâmbet ușor. După vizită, tanti Valentina merse în biroul medicilor. De parcă răspunzând la întrebarea din ochii ei, medicul șef spuse: Alex are un organism tânăr, o inimă puternică, să sperăm că va învinge boala. Cuvintele lui au pus-o în gardă pe tanti Valentina. Doctore, spuneți-mi adevărul, ce
ce e cu Alex? Noi suntem oameni credincioși și știm că fără voia lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic în viața noastră. Nu mi-ascundeți, ce are Alex? Medicul căzu pe gânduri. E puțin mângâietor. Băiatul are ganglionii limfatici prea inflamați. Rosti el rar, ștergându-și fruntea. Din partea noastră, facem tot ce putem. Alex are cancer? Întrebă în șoaptă tanti Valentina. Da, răspunse medicul încă mai încet. Aflând că părinții lui Alex sunt în concediu, medicul o sfătui să-i cheme urgent. Cu mâinile tremurânde, tanti Valentina își scoase batista și își șterse fața. Doamne, ai milă de noi, imploră ea, simțind o înțepătură puternică în inimă. Într-adevăr, zilele lui sunt numărate, se gândea ea, pășind încetişor pe aleea presărată cu frunze multicolore. Doar el încă nu s-a pocăit. Cum să-i spun că viața lui se va sfârși în curând? Îngrijorările îi copleșiră sufletul ca un nou val. Alex se stingea văzând cu ochii. Zi și noapte, lângă așternutul lui, vegea tanti Valentina și, văzând suferințele nepotului, plângea pe ascuns. Din cauza durerilor, Alex gemea îndelung și nici noaptea nu putea să adoarmă. Injecțiile îi luau durerile doar pentru un timp și atunci băiatul reușea să se scufunde într-un somn scurt, neliniștit. Pentru Alex se rugau neîncetat frățiorii și surioarele, de asemenea toată biserica. Mulți se îngrijorau pentru salvarea lui. Presimțind că boala lui e mortală, Alex se gândea înfricoșat. Unde voi fi după moarte? Acest gând îi răvășea conștiința. Tablourile vieții se perindau înaintea ochilor săi, înfiorându-i sufletul. Eu sunt păcătos, se gândea Alex. Dumnezeu nu poate să-mi deschidă intrarea în împărăția sa. Zilele și nopțile pe patul unui spital trec de obicei foarte greu. Tot așa de lungi erau și pentru Alex. Șuvoiul de gânduri, amestecate cu durerile cumplite, nu-l lăsau în pace. Alex își amintea întâlnirile adolescenților. Conducătorul grupei de adolescenți îndemna pe băieți și fete să fugă de păcat și să-L iubească din toată inima pe Dumnezeu. În timpul celor 14 ani ai săi, Alex reușise să facă multe lucruri care acum îl apăsau foarte mult. El înțelegea bine că nu poate spera la o viață veșnică cu Hristos, deoarece păcatele stăteau ca un zid între el și Dumnezeu. Peste un timp, Alex început să se convingă că are o boală incurabilă. Tanti Valentina, dar ce spun medicii? Mă voi vindeca sau voi muri în curând? Tanti Valentina nu putea nici de cum să se încumete să-i spună lui Alex ceea ce trebuia să știe neapărat. O putideau lacrimile, limba nu asculta. Ea privea îndelung la fața lui crispată de durere și cerea putere de la Dumnezeu să-i spună adevărul. Doar Alex trebuia să reușească să se împace cu Dumnezeu. Se lăsă noaptea. Cerul era înstelat. Luna mare și strălucitoare umplea salonul cu o lumină blândă. Poate e ultima mea noapte pe pământ, se gândea Alex, privind pe fereastră, cu ochi care nu vedeau nimic. Dar eu nu vreau să mor. Doresc foarte mult să trăiesc. Dar dacă totuși voi muri, unde voi fi după moarte? Mă va primi Iisus la sine? Și deodată, un gând îngrozitor îi străpunse conștiința. Păcătoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că nu voi ajunge la Iisus? Se îngrozi Alex,
amintindu-și că ne socotise sfaturile părinților ale educatorului grupei de adolescenți. Deseori își dorise să trăiască la fel ca colegii lui necredincioși. Alex o chemă abia auzit pe tanti, care a țipise pe patul vecin. Ea veni imediat la el. Tanti Valentina, vreau să mă pocăiesc. Roagă-te, Alex, căzuia imediat în genunchi lângă patul lui. Dumnezeule, iartă-mă pe mine, păcătosul, începu să plângă Alex. Iartă-mă că de multe ori am mințit, am spus cuvinte urâte, i-am supărat pe micuți, am furat. De multe ori am dorit să privesc filme, imagine cuvincioase la băieți. Alex își trase răsuflarea. Scumpe Iisus, te iubesc și vreau să trăiesc cu tine în cer. Te rog, Doamne, să-mi cureți inima cu sângele tău scump. Cred că ai murit pentru păcatele mele. Plângând înăbușit, tanti Valentina îi mulțumea lui Dumnezeu pentru salvarea lui Alex. Ea credea ferm și știa că Domnul îi iartă pe cei ce se pocăiesc. În noaptea aceea, Alex a dormit liniștit. Fața lui era luminată de pace și liniște. Abia se iveau zorii când Alex deschise ochii. După fereastră, bucurându-se de răsărit, păsările strâniseră un cor în multe voci. Cum ai dormit? Îl întrebă compătimitor tanti Valentina. Bine, zâmbi ușor Alex. Tanti Valentina, acum știu că Iisus mă iubește. Ochii mari și trași ai băiatului străluceau de fericire. El mi-a iertat toate păcatele. Acum nu mi-e frică de moarte. Cât e de bine că în cer nu vor fi dureri. Da, în cer nu te va durea nimic. Tanti Valentina mângâie gingaș părul lui Alex. Acolo nu e așa ca aici. Și acolo ne vom aduna toți împreună. Iisus ne va lua la sine. Iar pe tine, Domnul vrea să te ia înaintea noastră. Alex căzu pe gânduri. Mi-e dor de tata și mama, spuse el după o pauză. Când vor veni? Mâine, Alex, sau poate la noapte. Noua zi începu în salonul lui Alex Ivnev cu o rugăciune de mulțumire. Cu toate că era foarte palid din cauza bolii, Alex strălucea de fericire. În ochii lui se citea o pace adâncă. Privindu-l, și mătușa se învioră. Ea începu să cânte încetişor. Față în față eu cu Domnul, față în față, cum voi fi? Când pe cel jertfit pe cruce, eu în slavă-l voi privi. Cu glas slab, aproape în șoaptă, Alex repeta. Față în față-l voi vedea eu, peste cerul înstelat. În timpul acesta, în salon, intrară grăbiți părinții. Tată, mamă, v-am așteptat atât de mult, le întinse mâinile Alex. Strângându-l în brațe, mama mult timp nu se putu îndepărta de fiul care slăbise, încât era de nerecunoscut. Atâtea gânduri au trecut prin minte tatălui în aceste minute, în timp ce mângâia părul negru al primului său născut. Domnul a hotărât să-l mute într-un loc mai bun, se gândi el cu neliniște înfiorată. Aceasta era o acceptare smerită a voii lui Dumnezeu. Tată, ia-mă acasă, îl rugă Alex. Vreau atât de mult să-i văd pe toți. Vreau să povestesc și acasă că Iisus m-a iertat și mă așteaptă în cer. Alex își trase răsuflarea. Și mai vreau să văd strada noastră, ograda unde ne jucam, casa noastră. Acasă, Alex a fost adus cu un automobil. Tata trecu încetişor pe strada principală a orașului, coti spre casa de rugăciune și intră pe strada natală. Alex își luă rămas bun de la toți cei care au venit să-l viziteze și le mărturisi despre salvarea sa. În aceeași zi, salvat pentru veci, Alex plecă la Iisus.